Când aud numele tău, mă gândesc la bunătate, mă gândesc la îndurare. Când aud numele tău, când rostesc numele tău, mi-amintesc că ești puternic, mă umplu de speranță. Când rostesc numele tău, și te chem ca un strat înalt numele. Ești vindecător, eliberator, mântuitor. În numele tău, în numele tău, ești vindecător, și te chem ca un steagăt înalți numele Iisus. Îmi ridic glasul și te chem ca un steagăt înalți numele. Orice zi dărâma, poți orice lanț dezlega. Doamne, noi credem, da, astăzi credem că Tu faci minuni tot mai mari. Mulți chiar și munții înalți, Tu față ca dă.
Yeah.
dimineața! Bună dimineața, Biserica Lumina! Bună dimineața tuturor invitaților, tuturor musafirilor! Vă rugăm să veniți la locurile voastre și de pe hol. Să fim gata să începem. Văd așa multă bucurie și voie bună la părtășie. Sper din toată inima că o transferăm și o ducem mai departe și în timpul de laudă și închinare. Să fim la fel de zâmbitori, la fel de bucuroși și când îl lăudăm pe Dumnezeu, la fel ca atunci când ne vedem unii cu alții, vorbim și împărtășim tot felul de lucruri. Amin? Sper că suntem pe aceeași lungime de undă. Vreau să vă provoc în dimineața asta să lăudați pe Dumnezeu în orice loc ați fi cu viața voastră. Poate unii sunteți pe munte sus, bucuroși, în biruință, promisiunile lui Dumnezeu se împlinesc în viața voastră și vă simțiți super motivați să lăudați pe Dumnezeu. Poate alții sunteți mai în vale, sunteți apăsați de greutăți, vă simțiți poate nenorociți și lipsiți, cum spune Scriptura, îndemnul este același, lăudați-L pe Dumnezeu. Lauda voastră să nu depindă de circumstanțele în care vă aflați, ci să fie un lucru care nu se schimbă, indiferent. Vreau să vă invit să vă ridicați în picioare, să citim ceva din Cuvântul lui Dumnezeu și apoi să ne rugăm împreună înainte de a cânta. Psalmul 86 spune: Ia aminte, Doamne, și ascultă-mă, că sunt nenorocit și lipsit. Păzește-mi sufletul, că sunt unul din cei iubiți de Tine. Scapă, Dumnezeule, pe robul Tău care se încrede în Tine. Ai milă de mine, Doamne, căci toată ziua strig către Tine. Înveselește sufletul robului Tău, căci la Tine, Doamne, îmi înalți sufletul. Căci Tu ești bun, Doamne, gata să ierți și plin de îndurare cu toți cei care Te cheamă. Pleacă-ți urechea, Doamne, la rugăciunea mea. Ia aminte la glasul cererilor mele. Te chem în ziua necazului meu, căci mă asculți. Nimeni nu este ca Tine între Dumnezei, Doamne, și nimic nu se aseamănă cu lucrările Tale. Toate neamurile pe care le-ai făcut vor veni să se închină înaintea Ta, Doamne, și să dea slavă numelui Tău, căci Tu ești mare și faci minuni. Numai Tu ești Dumnezeu. Ăsta este cuvântul lui Dumnezeu. Este un psalm scris de David, de o rugăciune a lui David. Nu este specificat contextul exact în care a fost scris. David a fost de multe ori în situații de viață și de moarte, a avut mulți dușmani, multe situații în care era să-și piardă viața și așa, nenorocit și lipsit, cum a venit înaintea lui Dumnezeu, a găsit putere să spună: nimeni nu este ca Tine, Tu ești bun. A găsit putere să laude pe Dumnezeu. Dacă David a putut face asta, biserică, haideți să găsim și noi în inima noastră motivația să lăudăm pe Dumnezeu, indiferent unde ești, pe munte sau în vale. El a fost, este și va rămâne vrednic întotdeauna. Haideți să lăudăm pe El, să ne rugăm înaintea Lui, să spunem: binecuvintează sufletul meu pe Dumnezeu, nu uita niciuna din binefacerile Lui. Haideți să ne rugăm împreună și apoi să cântăm, bine? Doamne, Te laud. Ești vrednic de laudat, Doamne, ești vrednic să fii înălțat. Nimeni nu este ca Tine, Doamne. Laud pentru măreția Ta, Doamne. Ești Tu, Doamne, să primești lauda, cinstea, onoarea, gloria. Tu ești maestos, numele Tău este înălțat pe întreg pământul. Doamne, în această dimineață, ca o singură inimă, ca un singur glas, să spunem: vrednic ești doar Tu, nimeni nu este ca Tine, Doamne. Nimeni nu se poate compara cu frumusețea Ta, cu bunătatea Ta, cu gloria Ta, cu splendoarea Ta. De aceea Te lăudăm și spunem: laudă, glorie și cinste Ție.
ești cel ce din morți a înviat. Numai tu ești așa de minunat. Numai tu ești mereu neschimbat. Nimeni nu-i ca tine, Iisus. Nimeni nu-i ca tine, Iisus. Numele tău e înălțat și orice națiune se va pleca. Întreg universul va declara acum și numele tău, gloria ta. Numele tău e înălțat și orice națiune se va pleca. Întreg universul va declara acum și
Și în timp ce declarăm laudele tale, fă, Doamne, să crească în noi credința. Ne vom bucura de biruința ta. Doamne, peste tot în noi, Tu stăpânești. Încă o dată, Tu să domnești, Tu să domnești în viața mea. Fii înălțat în mijlocul nostru, Doamne, căci tot ce am, Tu stăpânești. Și vreau ca-n mine să domnești, Tu să domnești.
în mine să tu să domnești, tu să domnești în viața mea. Vreau să fiu umplut de puterea ta, căci tot ce am tu stăpânești și vreau ca în mine să domnești și vreau ca în mine să domnești și vreau ca în mine să domnești și vreau ca în mine să parte și vreau ca în mine să domnești și vreau ca în mine să domnești și vreau ca în
înapoi. Să spunem toți, m-am hotărât. M-am hotărât să urmez pe Iisus și înapoi. Eu nu voi da, m-am hotărât să urmez pe Iisus și înapoi. Eu nu voi da, în urmă-i lumea, înainte-i crucea și înapoi. Eu nu voi da, în urmă-i lumea, înainte-i crucea și înapoi. Eu nu voi da. O, Iisus, când e de sus, Iisus, când e de sus, El e tot ce am nevoie, tot ce-mi dorește. Iisus, când e de sus, Iisus, când e de sus, El e tot ce am nevoie, tot ce-mi dorește. Da, Doamne, privim înainte. Ne uităm la cruce. Nu vrem să întoarcem capul înapoi, să privim la lume. Și așa cum am declarat, vrem ca să ne avem ochii ațintiți la cruce. Și văzând măreția dragostei tale acolo, să fim motivați să spunem zi de zi, m-am hotărât să-L urmez pe Iisus, Cel care s-a dat pe sine însuși pentru mine, Cel care a suferit în locul meu, Cel care a fost zdrobit, Cel care a fost bajocorit, Cel care a fost răpuns pentru păcatul meu. Și văzând dragostea mare a lui Dumnezeu înainte, privind la cruce, să nu mai am nicio dorință să privesc înapoi la lume, ci motivat de dragostea ta sacrificială, să fiu hotărât să te urmez până la capăt. Ajută-ne, Doamne! Ajută-ne, Doamne! M-am hotărât să urmez pe Iisus și înapoi. Eu nu voi da, m-am hotărât să urmez pe Iisus și înapoi. Eu Cel din tâi, Iisus, același tu rămâi, Iisus, Iisus, cerul ai lăsat, Iisus, la slavă ai renunțat,
al nostru Salvator, Iisus fiind veci glorificat. Iisus, Iisus ești Domn al Domnilor, Iisus al nostru Salvator, Iisus fiind veci glorificat.
Iisus e al nostru sânge. Haide să-L adorăm pe El. Iisus e al nostru salvator. Iisus fiind veci, cu inimile în reverență și în închinare înaintea Lui să spunem: Iisus ești Domn al domnilor. Iisus e al nostru salvator. Iisus fiind veci glorificat. Iisus ești Domn al domnilor, Iisus e al nostru salvator, Iisus fiind veci glorificat. Iisus ești Domn al domnilor, Iisus e al nostru salvator, Iisus fiind veci glorificat. Aș vrea să mai facem o declarație în dimineața asta. Mulți se focusează pe o mare sărbătoare, poate, dar noi îl slujim pe Dumnezeu viu. Și aș vrea să vă spun, Iisus Hristos este viu. Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună. Deci cei ce sunt pământești nu umblă să caute să fie plăcuți lui Dumnezeu, versetul 8, finalul. Vreau să înțelegi un lucru în dimineața asta. Aș vrea să mergem în rugăciune și să spunem: Doamne, ajută-ne să nu ne lăsăm impactați de cultura în care trăim. Parcă așa ușor, ușor ne prinde cumva valul: bă,
lasă că și noi sărbătorim un fel de Halloween, dar anul ăsta îl facem niște crengi albe și... Nu. Aș vrea să te rog în dimineața asta să vii înainte să spui, Doamne, ajută-mă să fiu acea lumină, acea piatră vie, acea ustensilă care când ajunge într-un loc să schimbe atmosfera, nu să se lase invadat de cultură, nu să se lase impactat de, lasă, Doamne, că nu-i așa grav, lasă, Domnul e bun, vom vedea noi ce facem, nu, ci să fim niște creștini autentici, creștini vii pentru împărăția lui Dumnezeu, niște creștini într-o cultură bolnavă, într-o cultură bolnavă în care se celebrează moarte și se cheltuie bani pentru a celebra moarte, noi să celebrăm viața. Ioan 10:10 spune, am venit ca oile să aibă viață și să o aibă cum? Și să aibă viață din belșug. Aș vrea în dimineața asta să-ți ridici vocea și spui, Doamne, fă-mă să fiu eu agentul care invadează cultura. Fă-mă să fiu eu cel care schimbă lumea. Așa cum tu, Iisuse, când ai mers, când Iisus mergea în locuri, demonii se manifestau, împărăția întunericului striga. Când a întâlnit Iisus acel demoniac, vreau să-ți spun un lucru. I-a spus, nu mă chinui. Din ce cauză? Pentru că a recunoscut prezența, a recunoscut autoritatea. În dimineața asta aș vrea să vin înainte lui Dumnezeu să spui, Doamne, îți mulțumesc că Tu ești Domnul Domnilor. Îți mulțumesc, Dumnezeule, că nu voi fi impactat de cultura în care trăiesc și eu voi influența lumea în care trăiesc. Universul meu, familia mea, școala mea, jobul meu, orașul meu. Doamne, fă-mă să fiu ce trebuie să fiu. Haideți să ridicăm vocile. Sunteți prea focusați pe încurajare și mângâiere. Și în zona asta, când doar încurajezi și doar mângâi, riști să ajungi să auzi și în biserici, așa cum se aude foarte des în ultima perioadă, despre spirit de depresie, despre oameni posomorâți, oameni supărați. Pentru că de foarte multe ori, sau cel puțin în dreptul meu vorbesc, nu-mi place să fiu mustrat. Nu știu cum îmi place să fiu mustrat. Nu-mi place să fiu mustrat. Însă de foarte multe ori mustarea aia îmi aduce sănătate. De foarte multe ori mustarea aia mă trezește de multe ori. Băi, cum n-am văzut tocmai eu chestia asta? Și aș vrea dimineața asta
să venim aici noi să spunem, Doamne, cercetează. Doamne, cercetează-mă și cunoaște-mi inima. Vezi dacă sunt pe o cale rea și drumul pe care veșnicii. Doamne, ajută-mă ca în tot tumultul vieții, în toată morișca asta în care sunt de zi de zi, Doamne, oare chiar te onoresc pe Tine? Doamne, oare chiar toate adâncimile inimii mele sunt pentru a-Ți aduce Ție gloria? Aș vrea așa cum stăm, acolo unde suntem noi, unde stați, la locurile voastre, spuneți, Doamne, cercetează. Poți să și afișezi, te rog frumos, Psalmul 139:23. Doamne, cercetează-mă și cunoaște-mi inima. În dimineața asta vreau să spun un lucru. Am o veste bună. El este gata să ierte, este gata să restaureze, este gata să doarne un belșug de prosfețime peste viața ta. Dar vreau să vin dimineața, spune, Doamne, cercetează-mă. Doamne, vezi-mi inima. Doamne, vezi-mi gândurile. Și dacă în ultima vreme cumva am fost deviat, te rog, adu-mă acasă. Adu-mă acasă, Duhului Sfinte. Adu-mă acasă și ajută-mă să reprezint împărăția ta cu glorie. Doamne, comportamentul meu îți aduce onoare. Și dacă faci asta, comportamentul spune, Doamne, ajută-mă să te onorez mai departe. Dar în cazul în care îmi spune dimineața asta, Doamne, vreau să mă pocăiesc cu dimineața asta. Așa cum psalmistul spunea, Doamne, cercetează-mă. Nu doar duminica asta, ci în fiecare zi, Duhului Sfinte, fii barometru care stârnește inima mea. Aici nu faci bine. Și ajută-mă să mă apropii de Tine. Haideți să ne ridicăm vocea. Verific
foame din care te hrănești. Și pe moment ai zis, ce foare, ce mai pe oameni pat cu adunzator. Nu. Verific izvoare din care te hrănești. Care e izvorul care îți dă cea mai multă apă ție 24 de ore? Dacă izvorul care te hrănește nu este Cuvântul lui Dumnezeu și nu este părtășia cu frații și nu este poate o cântare spre lauda lui Dumnezeu, o să ai probleme cu izvoarele. Aș vrea în dimineața să spunem, Doamne, cercetează-mi izvoarele și ajută-mă să am izvoarele bune, izvorul vieții, cuvântul tău, părtășia cu sfinții, cântarea spre lauda ta. Nu cred că vă cer prea mult. Haideți să mergem mai întâi, spunem, Doamne, curățește-mi izvoarele, curățește izvoarele familiei mele. Haideți să ne rugăm. Dar tu ceri ca adevărul să fie în adâncul inimii. Fă dar să pătrundă înțelepciunea în lăuntrul meu, zicea David în Psalmul 51. Curățește-mă cu isop și voi fi curat. Spală-mă tu, Doamne, și voi fi cum? Mai alt decât zăpada. Curățește-mă cu isop. În dimineața asta vreau să vă mai provoc să mai facem o rugăciune și să cerem lui Dumnezeu să ne sfințească atitudinile față de cei din jurul nostru. Eram într-o discuție cu o proprietar de televiziune din România Națională și ziceam, uite, am inima asta pentru dependenții de droguri. Hai să promovăm lupta împotriva acestei năpaste care bântuie peste întreaga omenire. Și s-a uitat la mine și a spus, Adi, e foarte faină ideea ta, dar eu mă uit pe rating. Dacă vorbesc ceva pozitiv, lumea nu se uită. Dacă spun ceva negativ, lumea începe să dea mai tare volumul. Aș vrea în dimineața asta să spunem ca și David, Doamne, curățește-mă cu isop și voi fi curat. Spală-mă și voi fi mai alt decât zăpada. De foarte multe ori, știi ce mi-e mai ușor să spun? Da, mă, nașpa, bă, urât. Cine mă ăla? Ce aia? Ce? Nu. Vreau să-ți spun în dimineața asta, Doamne, curățește-mă cu isop și voi fi curat. Doamne, sfințește-mă atitudinea față de cei din jurul meu. Marile grupuri de Facebook care sunt pe fiecare comună, mai le urmăresc, asta mi-e jobul și vreau să vă spun că e un grup la o comună din zona de sud a Timișoarei, unde primii care aruncă cu imală sau cu noroi sunt trei frați de-a noștri, nu de la Lumina, Doamne, păzește-ne, dar oameni pe care îi cunosc foarte bine și cumva mă întristează pentru că e atât de ușor să spun ceva negativ. Mi-e așa la îndemână să vorbesc de rău. Dar, Doamne, curățește-mă cu isop și voi fi curat. Spală-mă și voi fi mai alt decât zăpadă. Dacă ai nevoie ca Dumnezeu să-ți curățească comportamentul, să-ți curățească atitudinea față de cei din jurul tău, spune dimineața asta, Doamne, curățește-mă și voi fi curat. Doamne, vreau să te reprezint cu cinste. Vreau să se vadă că umblu cu tine. Vreau să zic că lumea, mă, orice am încercat să-l provoc pe Adi, n-am putut să scot ceva rău din gura lui. Amin. Să spun astăzi pe fiecare din copiii Domnului. Haideți să ne rugăm.
Amin. Amin. Lăudați să fie Dumnezeu. Puteți să ocupați locurile, copiii pot să meargă la clasele lor. Cântam că m-am hotărât să-L urmez pe Iisus și vreau în această dimineață să te provoc, să te uiți la cel din stânga și cel din dreapta și să-L întrebi: tu te-ai hotărât? Acum 11 plus 3 ani, eu m-am hotărât să mă căsătoresc cu Mihaela și a fost o decizie extraordinar de bună. Dar acum mai mult de 11 plus 3 ani, m-am hotărât să-L urmez pe Dumnezeu. Eram în susul scenei polivalente din Cluj-Napoca, un tinerel care l-asculta pe bătrânul Iosif Țon și mă gândeam cumva ce poate să-mi vorbească pe limba unui tânăr acest bătrân. Și a fost momentul în care Dumnezeu m-a cercetat, a fost momentul în care eu m-am hotărât să-mi pun viața și să-mi predau viața lui Iisus Hristos. Dacă ești în această dimineață și încă n-ai luat această decizie, cred că dimineața aceasta este momentul dăruit de Dumnezeu, oportunitatea pe care Dumnezeu ți-o face ca să iei această decizie. Nu lua cu ușurime, este cea mai importantă hotărâre, cea mai importantă decizie pe care cineva o poate lua. Din această decizie curge tot restul vieții tale. Așa că dacă încă n-ai încheiat un legământ cu Dumnezeu, te provoc în această dimineață, lasă pe Duhul Sfânt să te călăuzească și să te convingă. Și dacă cumva Dumnezeu și Duhul Sfânt lucrează la inima ta, la final de program, Marius, ești aici, Mane, te poți ridica. La final de program, astăzi nu e Gabi la biserică, poți să mergi la Marius și să te înscrii. Vom avea un botez în 11 decembrie și deja pregătirea pentru botez a început. Aceasta poate să fie dimineața ta, nu da cu piciorul la ea. În duminica viitoare, 6 noiembrie, dacă poți să pui afișul cu sărbătoarea bisericii, să nu uitați, programul de dimineață se suspendă, vă așteptăm pe toți, începând cu ora 17. Și comitetul de organizare ne roagă să ne îmbrăcăm în cel puțin una din acele culori care le vedeți acolo pe afiș. Nu trebuie să vă cumpărați haine noi pentru această sărbătoare, dar vă încurajăm să veniți cu acele culori, acela galben-ocru, apropo, nu am știut. Nu uitați, programul de duminica viitoare de dimineață se suspendă, ne vedem începând cu ora 17. Manu și Pati Jivan de la Departamentul Social ne transmit că putem să fim o binecuvântare. Vine vremea rece și vrem să fim o binecuvântare pentru lucrarea Curat, unde este implicat și Cristi Muscalu. Dacă ai haine groase de care nu te mai folosești și care să fie într-o stare bună, te provoc și te încurajez, adă-le, adu-le duminica viitoare dimineața. Și poți să te uiți după Manu și Pati. Manu, Pati, dacă puteți face mai sus, mai sus, că nu vă vei. Puteți să-i contactați duminică dimineața și fi o binecuvântare pentru sezonul rece. Așa. Mă gândeam în această dimineață că vin cu un update legat de unde suntem cu proiectul de renovare. Cred că ați văzut fiecare și mă gândeam cum poate să mă convingă pe mine cineva, în ce fel, astfel încât să înțeleg să trăiesc o viață de generozitate. Mai știți versetul pe care Claudius a pus accent săptămâna trecută? Vă dau Galateni 5, dar nu vă zic versetul. Știți careva? Cârmuiți de Duhul. Umblați cârmuiți de Duhul. Și în versiunea NTR spune: nu veți mai împlini poftele firii. Dacă suntem călăuziți de Duhul, atunci poftele firii nu mai au prioritate. Dacă Duhul nostru este în conexiune cu Duhul lui Hristos, atunci suntem convinși că
și legat de finanțe, și legat de trăire, și legat de caracter, legat de orice în viețile noastre, putem să trăim călăuziți de El și vom împlini voia Lui. Suntem undeva pe la 38.000 de euro strânși, slavă Lui Dumnezeu. Prin credință, săptămâna trecută ne-am hotărât să dăm comandă și la un ecran, care sperăm în decembrie sau în ianuarie să-l avem. Și vă zic prin credință, în ideea în care în următoarele 3 săptămâni vom avea nevoie să strângem mulți bani. Dar știm că avem un Dumnezeu generos. El a dat totul și știm că la El nimic nu este imposibil. Așa că Dumnezeu este Cel care a purtat de grijă până acum, cum a făcut-o El până acum, El o va face și în continuare. Vă invităm să dăruiți și să dăruiți cu inimă deschisă și cu o inimă bucuroasă. Dumnezeu să fie lăudat! Da, mă bucur să vă văd pe toți. Vreau să aduc mulțumiri din partea bisericii a două femei care slujesc aici în biserică, care l-au slujit pe Dumnezeu în ultimele zile cu integritate, cu dragoste, cu sacrificiu. Moni, Bettina, nu știu dacă sunteți pe aici cumva. Dacă sunteți pe aici, m-aș bucura să vă ridicați. So, le-am văzut pe amândouă, numai că... Așa. Suntem foarte binecuvântați ca și biserică să avem femei ca și ele. Au condus o conferință profetică
Au fost oameni din diferite părți ale țării care ne-au vizitat, care au fost încurajați, au fost câțiva care au fost botezați cu Duhul Sfânt în cadrul conferinței. S-au întâmplat lucruri extraordinare, lucruri pentru care Dumnezeu este vrednic să primească gloria și în același timp un lucru extrem de important este să onorăm pe oamenii care slujesc în mijlocul nostru. Da, putem să le aplaudăm. Unul dintre lucrurile extrem de importante pentru noi de știut este cheia auzirii vocii lui Dumnezeu este intimitatea cu Duhul Sfânt. Cheia auzirii vocii lui Dumnezeu este intimitatea cu Duhul Sfânt. Nu trebuie să ne focalizăm să auzim ceva de la Dumnezeu, ci trebuie să ne focalizăm pe a umbla în intimitate cu Duhul Sfânt. Și frați și surori, toți avem nevoie să dezvoltăm mai mult și mai mult și mai mult auzirea vocii lui Dumnezeu. La începutul conferinței, un tânăr de pe acolo, din partea aia, m-a întrebat, e conferință de femei? Și am zis, nu. Fraților, niciunul dintre voi nu aveți încă diplomă în auzirea vocii lui Dumnezeu. Auzirea vocii lui Dumnezeu este și pentru bărbați și pentru femei. Și ponderea în scripturi legate de profetic era mai mult la bărbați. În vremurile din urmă nu vreau să fie mai mult la femei. Dumnezeu vrea să ridice proroci și prorocițe. El a spus că în vremurile din urmă va turna Duhul Sfânt peste orice făptură. Fiii și fiicele vor profeți. Tinerii vor avea vedenii, bătrânii vor avea visuri. Așa că, indiferent din ce categorie faci parte, e nevoie să continui să te echipezi legat de lucrul ăsta. Și vreau să știți că spiritul profetic este o caracteristică a vremurilor din urmă. Adică, în vremurile din urmă, copiii lui Dumnezeu vor umbra într-un spirit profetic. Toți copiii lui Dumnezeu vor umbra în spirit profetic. El va turna din Duhul Sfânt peste orice făptură. De aceea toți trebuie să ne echipăm în a auzi mai bine vocea lui Dumnezeu. Amin? Sau o să fie încă multe alte oportunități ca să crești în spiritul profetic. Dar vreau să știți că unul dintre lucrurile importante în biserica noastră este această slujire profetică. Și o să schimbăm puțin și formatul aici, pentru că vrem ca la sfârșitul fiecărui serviciu pe care îl avem în casa lui Dumnezeu, oamenii să aibă oportunitate să fie slujiți. Așa că vedem cum vom face, pentru că nu toată lumea are pasiune să meargă, să se roage cineva pentru ei, dar când ești cercetat, e bine ca cineva să se roage pentru tine, așa că poți să schimbăm puțin și după fiecare mesaj poți să dea un răspuns și cineva să vină să se roage pentru tine. Așa că e nevoie de bărbați și femei care să slujească pe sfinți. Amin? Amin. Super. Vreau să vă chem pe toți săptămâna viitoare să celebrăm împreună 6 ani în Biserica Lumina. Este un timp în care căutăm să scoatem în evidență lucrurile bune ale bisericii, să onorăm pe oameni care poate nu au fost văzuți, poate nu li s-a spus nimic de către noi și oricât de mult vom încerca și săptămâna viitoare, niciodată nu putem să vedem ceea ce fiecare face ascuns, dar vrem cât mai mult posibil să dezvoltăm această cultură onoare în mijlocul nostru. Un lucru care îl apreciez duminică de duminică e faptul că cineva e foarte atent la tot ce fac eu. Robert, mulțumesc pentru slujirea ta. În dimineața asta m-am uitat pe scenă și nu am văzut că fiecare închinător are apa lui și nu am avut apa mea și Robert a venit lângă mine și a zis, eu să știi că ți-am pus apă în față. Să o apreciez. Apreciez, Robert, slujirea ta. E o slujire importantă, cel puțin pentru mine. Simt prin lucrul ăsta că sunt prețuit și apreciez că faci munca asta cu inimă mare. So, God bless you, man. Vreau să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu.
suntem într-o serie de mesaje despre roada Duhului Sfânt. Grea serie de mesaje. Pentru că mulți dintre noi suntem obișnuiți cu povestiri biblice. Stilul meu de predicare este unul mai de povestitor, mai pe ilustrații, mai pe ilustrații din Cuvântul lui Dumnezeu. Și aici intrăm într-un domeniu în care trebuie să mergi puțin și pe partea teologică și pe unii dintre voi vă pierd ușor când vorbim un pic de teologie. Sau, dar nădăjduiesc că fiecare dintre noi ne maturizăm și creștem pentru a primi lucrurile mai adânci ale lui Dumnezeu. Nu o să vorbesc nimic foarte profund în dimineața asta, doar vă spun că e mai greu de abordat subiectul pe care îl avem acum. E un subiect pe care nu mulți îl abordează, dar este un subiect care este foarte, foarte necesar pentru vremurile în care noi trăim. Și așa cum spunea Oti, vreau să încep de aici, din locul ăsta. Cuvântul Dumnezeu spune, fiți cârmuiți de Duhul Sfânt și nu veți împlini poftele firii pământești. Dumnezeu ne dă în Scriptură soluția ca tu să nu te împiedici în trăirea în păcat. Ca să nu trăiești în păcat, trebuie să umbli în Duhul. Trebuie să cauți să umbli în Duhul. Și fratele Adrian ne îndemna la cercetare. O frază simplă, poți să stai să o rumești toată dimineața. Ceea ce rodim, asta e fraza, ceea ce rodim este dovada a ceea ce trăim. Ceea ce rodim este dovada a ceea ce trăim. Dragilor, ceea ce rodim scoate în evidență la ce sursă suntem conectați. La cine este stăpânul nostru, pe cine onorăm, cu cine umblăm în viață de zi cu zi. Astea sunt chestii care nu le putem dribla. Ceea ce rodim este dovada a ceea ce trăim. Dacă nu umblăm în Duhul, rodirea noastră va fi în firea pământească. Dacă umblăm în Duhul, rodirea noastră va fi una duhovnicească. Domnul să ne ajute la lucrul ăsta. Umblarea în Duhul este calea prin care suntem liberi. Umblarea în Duhul este calea prin care suntem liberi de poftele firii pământești. Trebuie să ne focalizăm asupra prezenței Duhului Sfânt în războiul nostru împotriva păcatului, într-o vreme în care majoritatea se focalizează în mod primar pe necesitatea de a nega dorințele păcătoase. Nu trebuie să negi dorințele păcătoase, toți suntem afectați. Odată cu căderea în păcat și avem dorințe păcătoase, nu trebuie să ne focalizăm asupra negărilor, ci trebuie să ne focalizăm asupra umplerii cu Duhul Sfânt. Dacă ești cârmuit de Duhul Sfânt, nu vei împlini poftele firii pământești. De aceea, principiul spiritual foarte simplu este îndepărtezi întunericul aprinzând lumina. Îndepărtezi întunericul aprinzând lumina, umblă în lumină. Umblă în lumină și întunericul va pleca de la tine. Caută să fii în lumină. Caută ca tot ceea ce faci să fie în lumină. Caută ca tot ceea ce spui să fie în lumină. Și atunci vei fi liber. Dar trebuie să avem o relație la timpul prezent cu Duhul Sfânt. Mai sunteți cu mine? La timpul prezent cu Duhul Sfânt. Nu putem trăi pe baza experiențelor din trecut. Nu putem trăi pe baza ceea ce s-a întâmplat săptămâna trecută, acum 2 săptămâni, acum 3 săptămâni, acum 5 săptămâni, acum 1 an, 2, 3, 5. Noi trebuie să trăim la timpul prezent cu Duhul Sfânt. Trebuie să avem un dialog intențional cu Duhul Sfânt în fiecare zi. Niște rugăciuni simple care să le faci zilnic. Cercetează-mă. Cercetează-mă, Duhule Sfinte. Învață-mă. Învață-mă, Duhule Sfinte. Călăuzește-mă. Nu-i greu să te rogi lucrurile astea în fiecare zi. Nu trebuie să fii filozof, nu trebuie să faci școli teologice. Să spui, Doamne, cercetează-mă. Cercetează-mă. Sunt în acest loc în care am nevoie ca inima mea să fie cercetată de tine, ca nu cumva să merg pe alte cărări decât ceea ce tu vrei. Învață-mă. Învață-mă căile tale. Învață-mă căile tale. Folosește-mă. Folosește-te de mine, Doamne. Folosește-te de mine. Folosește-te de viața mea. Călăuzește-mă. Sunt câteva rugăciuni simple care trebuie făcute la prezent. Asta e ceva ce să te rogi zilnic. Dacă nu știi ce să te rogi zilnic, ia uite aici, 4-5 lucruri care să te rogi în fiecare zi. Dacă ești în impas, nu mai știi ce să te rogi, asta e ceva ce trebuie să te rogi în fiecare zi.
Cercetează-mă, învață-mă, folosește-mă, călăuzește-mă, umple-mă, umple-mă de tine, umple-mă de prezența ta. Trebuie să avem o relație la timpul prezent cu Duhul Sfânt. Eu vreau să mergem astăzi în Galateni 5, versetele 22-23, sunt ceea ce vom studia următoarele săptămâni, luni, ani, habar n-am. Roada Duhului este dragostea, pacea, bucuria. Le știu pe toate nouă, dar rămânem la dragostea. Roada Duhului Sfânt este dragostea. Vreau să știți că sunt mai multe interpretări ale acestui text. Sunt două majore și aici sper că nu vă pierd. Unii înțeleg că Pavel vine și spune că această virtute a dragostei cuprinde pe toate celelalte opt. Și ei traduc versetele în felul următor. Roada Duhului este dragostea care este pusă în evidență sau se exprimă prin bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, facere de bine, credincioșie, blândețe și înfrânarea poftelor. Ideea asta că există 8 aspecte ale dragostei descrise în Galateni 5 pare să fie sprijinită de Pavel în descrierea în detaliu a dragostei în 1 Corinteni 13. Vezi, deja pentru mine devine interesant. Roada Duhului, roada e la singular, nu-i roadele Duhului, ci roada Duhului, apoi roada Duhului este dragostea și apoi în felul în care Pavel a gândit lucrurile, se prea poate ca toate celelalte 8 să fie o expresie ale dragostei. Pacea să fie o expresie a dragostei. Îndelunga răbdare să fie o expresie a dragostei. Înfrânarea poftelor să fie o expresie a dragostei. Și ceea ce e interesant, și dacă sunteți unii dintre voi care chiar vreți să săpați un pic mai adânc, vă dau o temă de casă, simplă. Sunt în 1 Corinteni 13, sunt 16 expresii ale dragostei. Sunt 16. E foarte tentant ca să pui câte două la fiecare dintre cele 8. Și vă dau doar 2 exemple, ok? Înfrânarea poftelor. Roada Duhului Sfânt este dragostea. Și ultima este înfrânarea poftelor. Vreau să știți că apare în 1 Corinteni 13. Înfrânarea poftelor. Zice că dragostea nu se poartă necuvincios. Știți ce înseamnă dragostea nu se poartă necuvincios? Dragostea pune frână. Se înfrânează. Nu se poartă necuvincios. Când e o pornire din asta care nu e sănătoasă, ea, dragostea, pune frână. Ok? Apoi spune, nu caută folosul său. Ca să nu cauți folosul tău, trebuie să te înfrânezi. Ca să cauți doar folosul altora, trebuie să pui frână la multe lucruri care îți vin ție ca și impulsuri. Vezi, e acolo, e prezent. Un alt exemplu. Facerea de bine. Spune Pavel 1 Corinteni 13 că dragostea nu se bucură de nelegiuire. Dragostea nu se bucură de rău, nu se bucură când cineva o duce rău. Pentru că dragostea face bine. Face bine. Nu se poartă necuvincios. Ok? Nu se gândește la rău. Dragostea nu se gândește la rău. Spune 1 Corinteni 13, are de-a face din nou cu facerea de bine. Nu te gândești la rău, ci te gândești doar să faci bine. La 2 Petru, capitolul 1, și Petru vine cumva și parcă confirmă, ceea ce Pavel spune. Dar aici chiar nu vă spun nimic. E de la versetul 5 la versetul 7, puteți să vedeți ce spune Petru despre lucrul ăsta. Da? Asta e una dintre interpretări, ok? Că se prea poate ca la roada Duhului Sfânt este dragostea, următoarele 8 să fie expresii ale dragostei. Mai sunteți cu mine? Super! A doua interpretare, dragostea este una din cele 9 virtuți. Și mai mulți autori clasifică cele 9 virtuți în 3 grupe de câte 3 fiecare,
Acum vreau să știți că eu mă îndoiesc că Pavel s-ar fi gândit așa, dar se poate. Fiecare grup definind o relație de un anumit tip. Primul grup cuprinde trei virtuți care descriu relația creștinului cu Dumnezeu. Trei virtuți care descriu relația creștinului cu Dumnezeu. Dragostea, bucuria, pacea. Asta trebuie să descrie relația noastră cu Dumnezeu. Între tine și Dumnezeu trebuie să fie dragoste, bucurie și pace. Aleluia! So, următoarele trei definesc relația creștinului cu alți creștini. Între tine și alți creștini trebuie să fie îndelungă răbdare, bunătate și facere de bine. Amin mare trebuie la asta. Între tine și ceilalți creștini trebuie să fie îndelungă răbdare, amin, bunătate și facere de bine. Iar al treilea grup definesc pe creștin în raport cu el însuși. Față de tine însuți trebuie să fii credincios, blând și să-ți înfrânezi poftele. Credincioșia, blândețea sau smerenia și înfrânarea poftelor. Acum dragostea, ok? Pentru că despre dragoste vorbim în această dimineață. Dragostea în greaca primului secol. Dragostea în greaca primilor secol erau patru cuvinte folosite pentru cuvântul dragoste. Patru cuvinte diferite. Eros, filia, storghe și agape. Dar vreau să le luăm pe rând. Eros. M-aș da între voi știți ce înseamnă Eros. Eros, în limba greacă, este o dragoste fizică. Dragostea care se uită la celălalt și zice, îmi trebuie. Dragostea care e flămândă și zice, celălalt mă poate sătura. Nu mă interesează cum, cu ce preț, mă interesează doar să mă satur eu. Eros nu aduce bucurie, deoarece e născută din egoism, dintr-un gol untric, produs deseori de lipsa de afecțiune a părinților sau a celor din jur. E dragostea care se naște din sărăcie lăuntrică, de aceea cerșește, fură, jefuiește. Asta e Eros. Dragilor, Eros, cine umblă în Eros, cine trăiește doar în Eros, este gol lăuntric, este sărac în ființa lui lăuntrică. Și caută doar să se sature pe el însuși. Asta e dragostea de care sunt caracterizați mulți în lumea noastră. Oameni ce sunt prinși în pornografie sunt caracterizați de Eros. Oameni care umblă în homosexualitate, în lesbianism, LGBTQ și ce mai urmează, plus, sunt în această dragoste, săraci lăuntric. Este o sărăcie lăuntrică care vine și spune, nu-mi pasă de tine, ce mă interesează e să mă satur pe mine. Mă folosesc de tine cât de mult pot ca să mă satur pe mine. Este dragostea care este în prostituție, în toate aceste lucruri. O dragoste săracă. Apoi, filia. Filia este dragostea dintre prieteni. Dragostea aia dintre doi iubiți, dar este o dragoste care pretinde reciprocitate. E un fel de dragoste negustorească. Dragostea care umblă tot timpul cu cântarul la ea. Să văd cât dai tu, ca să știu cât dat eu, cât dau eu. Când nu mai dai tu, nu o să mai dau nici eu. Dar vreau să știți că sunt unii care intră în căsnicie numai cu Eros. Și un astfel de om, când vede că nu mai este ceea ce a așteptat el, când nu mai poate să se împlinească pe el însuși, pleacă, pentru că el a intrat în relația asta numai ca să se sature și nu-i pasă de nimic altceva. No, la filia e puțin mai bine, că te gândești și la celălalt, dar și aici stai în cumpănă și vezi cât dă ălalt. Trăiești cu teama asta, oare îmi dă totul? Oare nu ascunde ceva? Oare nu se dăruiește și altcuiva? Asta e dragostea fileu. Al treilea tip de dragoste, al treilea cuvânt folosit cu privire la dragoste este storghe. Se referă la dragostea părintească, la dragostea față de copii. E ceva ce tu ai natural, dar și asta este o dragoste imperfectă. Și apoi al patrulea cuvânt, care apare în Galateni capitolul 5,
este dragostea agape. Ceea ce este interesant e că cuvântul acesta, agape, este greu de găsit în literatura greacă înainte de scrierea Noului Testament. Mulți spun că a fost introdus în limba greacă prin intermediul Noului Testament. E semnificativ de știut că atunci când autorii Noului Testament au vorbit despre dragoste, au folosit cuvântul agape. Și Pavel îl folosește atunci când deschide această listă cu privire la roada Duhului Sfânt. Agape este diferit. Este singura dragoste care nu vine natural. Dragilor, agape nu vine natural. Agape nu vine când cumperi ceva cuiva. Agape este o dragoste supranaturală. Și în vremea în care noi trăim, vreau să știți că suntem atât de săraci în felul în care noi definim dragostea adevărată. Dragostea adevărată de cele mai multe ori este foarte departe de ce spunem noi că ar fi dragoste dumnezeiască. Agape e ceva ce nu vine natural, agape izvorăște din Dumnezeu. Agape este dragostea care se naște din bogăție lăuntrică. E dragostea care iubește așa de tare încât dacă nu se dăruiește, explodează. Este dragostea care se sacrifică pentru a-i face pe ceilalți fericiți. Asta este dragostea agape. Și ca să te evaluezi puțin, să te cercetezi puțin dacă ai această dragoste, vreau să știți un lucru. Una dintre cele mai înalte expresii ale dragostei este iertarea. Una dintre cele mai înalte expresii ale dragostei este iertarea. Uneori iertarea costă imens, însă dragostea oferă iertare indiferent de cost. Vă aduceți aminte de Domnul Iisus Hristos pe cruce? Ăla e un moment important. Fiul lui Dumnezeu scuipat, batjocorit, campionul întregului univers, generalul îngerilor, cel ce are autoritate peste orice autoritate, cel ce este domn peste toți domnii, încoronat ca și rege peste tot regii universului, cel ce are autoritate cu un singur cuvânt poate schimba întreaga istorie, este în mijlocul oamenilor lacomi, răi, cuprinși de ură, îl bagiocoresc, îl scuipă, caută să-l stârnească, dă-te jos de pe cruce. Domnul Iisus, Domnul Iisus, demonstrează că una dintre cele mai înalte expresii ale dragostei este iertarea. Vreau să știi că acolo unde este agape, întotdeauna este iertare. Agape iartă orice. Iartă orice. Nu există nici un motiv în lumea asta pentru care să nu ierți. Vreau să știi asta. Nu există niciun motiv, indiferent ce ți-a făcut cineva, nu există niciun motiv ca tu să nu ierți. Dacă ai agape în tine, ai capacitatea să ierți. Doamne, ajută-ne să avem agape, ca să putem ierta orice. Dragostea este cea mai înaltă cale. Știți? Cea mai înaltă cale, vreau să știți, pentru toți cei care sunteți aici, care sunteți poate fascinați de lucruri supranaturale, de minuni, de semne, de daruri spirituale, dragostea este cea mai înaltă cale. Ultimul verset din 1 Corinteni 12 spune: căutați darurile cele mai mari, cele mai bune, lăcomiți după ele, spune Pavel, să lăcomești după darurile spirituale. E un lucru extraordinar de bun. Și apoi vine și spune: și vă voi învăța o cale nespus mai bună. O cale care trece peste toată legea. În dragoste nu mai există lege. În dragoste nu mai există nimic altceva. Când umbli în această dragoste agape, nu mai există niciun fel de condamnare pentru tine. Ești liber. În agape nu mai există nimic. Agape este cel mai înalt lucru. Dragostea asta nu va pieri niciodată. Toate celelalte lucruri sunt temporare, dragostea rămâne eternă. Vreau să știți că unul dintre cele mai importante lucruri în care noi trebuie să investim, nu în cripto, ci în dragoste. În dragoste. Gândiți-vă la lucrul ăsta. Lumea noastră este frântă în aceste vremuri. Frântă din pricina problemelor economice, sociale, politice,
La graniță cu noi este un război care naște ură, crimă, care duce la sărăcie. Deja se vestește, prevestește recesiune în majoritatea părților lumii. Este rasism pe pământ. Vreau să știți că toate lucrurile astea se nasc din lipsa dragostei agape pe pământ. Dacă ar fi dragoste agape pe pământ, lucrurile astea n-ar fi prezente. Toate astea s-au născut din egoism. Eu vreau să fie clar pentru noi, soluția nu este ONU. Auziți? Soluția nu este ONU. ONU nu le poate face față nici la astea de acum. Dintotdeauna Dumnezeu a rânduit ca soluția să fie poporul său. Poate te vezi mic, neînsemnat, nu știu eu ce, așa, eu o să așa și eu pe la biserică, vreau să știi soluția lui Dumnezeu. Pentru lumea asta căzută, ești tu și cu mine. Soluția suntem noi, fiecare dintre noi. Dintotdeauna au fost așa. Poate ți-am zis, te vezi mic, neînsemnat, ai impresia că trebuie să fii mare politician sau ai impresia că trebuie să fii mare președinte sau ai impresia că trebuie să fii mare businessman. Nu, soluția este să umbli în agape. Să trăiești în acest izvor numit agape. Problema este egoismul omului, soluția este dragostea sfinților. Și Biserica Lumina, Biserica Lumina, prea sfântă și prea iubită Biserica Lumina. Noi suntem soluția pentru lumea asta căzută. Soluția este rodirea noastră în agape. Rodirea noastră în agape. Vin unii și alții și oferă tot felul de soluții. Să știți că singura soluție este dragostea. În Ioan 13 spune că prin aceasta vor cunoaște toți oamenii că sunteți ai mei. Reprezentanții mei pe pământ. Dacă vă iubiți unii pe alții. Dar vin alții din alte religii și spun, nu, noi suntem reprezentanții adevărați ai lui Dumnezeu. Și începem dezbateri, ok, care e mai tare teologic, cine știe mai bine, cine are mai multe chestii. În argumente suntem slabi, să știți. Indiferent cât de tari credem că suntem, de cel mai multe ori suntem slabi în argumente. În apologetică, majoritatea dintre noi nici măcar nu știm ce înseamnă cuvântul. Apologetică. Dar în dragoste se face diferența. Între toate religiile din această lume. În dragoste. Să știți că oamenii nu sunt impresionați de ce cunoștințe religioase avem noi. Oamenii vor fi impresionați dacă noi facem acte ale dragostei. Știți că în orașul nostru, majoritatea oamenilor nu știu și nu cred că noi suntem reprezentanții lui Dumnezeu. Trebuie să devenim cunoscuți pentru relațiile noastre în dragoste. Asta pentru Biserica Lumina. Trebuie să fim cunoscuți pentru relațiile noastre în dragoste. Trebuie să facem din relații o prioritate în biserică. Sunt două ege care zic amin. Vreau să mă auziți bine. Vreau să mă auziți bine, toți care sunteți parte din Biserica Lumina. Du-te la grupul mic. Amin. Și acolo cultivă agape. Ăsta e scopul grupului mic. Să cultivi agape. Să fie un loc în care stai și cultivi agape. Implică-te într-un grup. Știu că pe vinerea. Nașpa. Vinerea e grupul meu. Și vreau să știți, nici măcar nu mai sunt lider de grup. Când ești lider de grup, trebuie să mergi. Dar eu nu mai sunt lider de grup. Nu mai sunt lider de grup. Și vinerea seara aș putea să zic că cel mai important lucru stau și eu cu familia. Dacă ați vedea ce calendar am în fiecare săptămână. Dar eu cred că grupul mic este foarte important pentru a dezvolta agape. Dacă în grupurile mici nu dezvoltăm agape, unde o să dezvoltăm agape? Dacă în grupurile mici nu dezvoltăm niște relații sănătoase, pentru că asta spune cuvântul lui Dumnezeu, dragilor, noi am căutat o grămadă de metode, de tot felul,
de evangelizare, vreau să știți că cea mai bună metodă de evangelizare este să găsești metode ca să exprimi dragostea lui Dumnezeu. Aia e cea mai bună metodă de evangelizare. Nu, mamă, oare ce voi zice? Ce versete? Ce? Nu, nu, nu. Dragostea atinge pe oameni. Dragostea îi transformă pe oameni. Dragostea îi restaurează pe oameni. Dacă ai arma asta, dragostei, oamenii vor veni în jurul tău. Asta a spus Iisus. De ce nu avem încredere mai mare în Iisus? Dacă facem din relație o prioritate, noi putem cuceri lumea de afară. Pentru că toți oamenii vor să fie iubiți, iertați, restaurați. Și mă întreb, de ce nu încercăm asta? Nu vedeți că sunt miliarde de oameni care nu sunt convinși de teoriile noastre? Dar Iisus a spus că este un lucru care va convinge. Așa vor cunoaște toți că sunteți ai mei, dacă aveți dragoste unii față de alții. Frați și surori, dragostea nu este opțională. Pentru niciunul dintre noi nu e opțională, nici pentru mine. Nu e opțională nici pentru tine. Suntem toți în aceeași oală. Haleluia! Nu este opțional. Ioan 17, Domnul Iisus se roagă pentru noi. Îi spune, Doamne, fă-i să fie una. Fă-i să fie una. Fă-i să fie una. Să știți că doar în dragoste putem să fim una. În restul suntem 2, 3, 5, 10 mii de opinii, dar în dragoste putem să fim una. Și Iisus a rugat, fă-i să fie una. Fă-i să fie una. Și știți ce urmează? Fă-i să fie una ca lumea să știe. Ca lumea să știe că tu m-ai trimis. Că eu vin de la tine. Dacă noi umblăm în unitate, frați și surori, dacă noi umblăm în dragoste, lumea de afară va ști că suntem al lui Iisus Hristos. Există mii de oameni în Timișoara care nici nu cred că Domnul Iisus a existat. Alții nu cred că El este Dumnezeu. Alții nu cred că El îi poate salva, elibera de păcate. Ce îi va convinge? Ce îi va convinge? Vă spun ce îi va convinge. Dragostea dintre noi. De aia nu mai fi atât de murat în relații. De aia caută. Să știi că o expresie a dragostei e să mergi la grup. Știi de ce? Trebuie să sacrifici ceva. Știu lucrul ăsta, pentru că și eu trebuie să sacrific ceva. Ca să mergi la grupul mic, mai ales vinerea seara, cum avem noi, trebuie să sacrifici ceva. După o săptămână în care am avut o grămadă de chestii pe cap cu vreo 300 de oameni, vinerea seara cel mai tare lucru pentru mine ar fi să stau așa picior peste picior și să mă uit la Vocea României. Na. So. La un film creștin, mă scuzați. La un film creștin cu întreaga familie, dacă sună mai bine, e ok, dar mă mai uit la Vocea României din nefericire. Sau... Tată, fă-i una. Fă-i una. Ca lumea să știe. Ca lumea să știe că tu m-ai trimis. Să știți că noi ar trebui să fie o durere. Că sunt mii de oameni în Timișoara care nu cred în existența lui Iisus. Pentru că vreau să știți că unul dintre motivele pentru care oamenii nu cred în existența lui Iisus ești chiar tu. Sunt chiar eu. Trebuie să vină o vreme când lăsăm armele jos între biserici. Trebuie să vină o vreme când lăsăm armele jos între biserici. Trebuie să vină o vreme când umblăm împotriva curentului în care nu ne mai comparăm. În care nu ne credem mai buni. Biserica Lumina, în care nu ne credem mai tari, în care nu credem că Duhul Sfânt vine numai la noi și la alții nu vine. Trebuie să vină o vreme în care umblăm cu alții de dragul de a fi împreună din dragoste. Așa oamenii se vor uita la noi și vor spune, oamenii ăștia sunt diferiți, oamenii ăștia sunt deosebiți. Oamenii ăștia pot să treacă peste trecut, peste lucruri care au fost. Pentru că agape, care izvorăște din Dumnezeu, v-am spus, ne vindecă de orice neiertare, de orice resentiment. Ne restaurează de
orice rană a inimii noastre. Dacă rodim dragoste, lumea va cunoaște pe Iisus. V-am zis, noi învățăm metode de evangelizare în loc să învățăm metode de a face dragostea noastră evidentă. Mergi la grupul mic și caută să vezi cum poți să găsești metode ca să-ți arezi dragostea într-un mod evident. Să știți că relațiile noastre sănătoase vor convinge lumea că Iisus este Fiul lui Dumnezeu și Salvatorul nostru. Noi încă avem o imagine așa de distorsionată ce este dragostea, ce înseamnă să iubim. Eu vreau să vă spun că Biblia definește dragostea prin ilustrații. Ați știut? Biblia definește dragostea prin ilustrații. Noi ne trebuie tot felul de definiții, Biblia ne dă ilustrații. Cea mai puternică ilustrație a dragostei este crucea Domnului Iisus. Niciodată să nu uiți de crucea Domnului Iisus. Este cea mai mare demonstrare a dragostei, cea mai profundă ilustrație a dragostei. Nu este mai mare dragoste decât cineva să-și dea viața pentru prietenii săi. Și Iisus a dat viața pentru toți. Și asta și m-am gândit, de ce zice Iisus pentru prietenii săi? Că eu în mintea mea consider că să-ți dai viață pentru dușmanii tăi ceva mai wow decât pentru prieteni. Zice ce? Pentru că eu cred că Iisus i-a considerat pe toți din lumea asta prieteni. El n-a considerat că are dușmani. El ne-a creat ca să fim prieteni. Ne-a creat să fim ai Lui. Poate noi vrem să avem o relație de dușmănie cu El, dar El se uită la fiecare dintre noi și ne numește prieteni în Scripturi. Și spune, nu este mai mare dragoste decât cineva să își dea viața. Gândiți-vă că Fiul lui Dumnezeu s-a lăsat executat pentru noi. Relațiile sănătoase se zidesc în contextul răstignirii personale. Să mor față de tine însuți. M-auziți? Relațiile sănătoase se zidesc în contextul răstignirii personale. Să mor față de tine însuți. Unitatea este imposibilă fără smerenie. Dacă eu mă văd mai cu coarne, că chiar cu coarne te vezi când e așa, mai superior cuiva, între mine și persoana aia nu poate să fie unitate. Știți de ce? Pentru că eu mă consider mai bun. Unitatea vine doar pe temelia smereniei. Când indiferent ce se întâmplă, indiferent ce se întâmplă, tu nu-l privezi pe celălalt de lângă tine nici inferior ție, nici superior ție. Vreau să știi că nimeni nu ți este inferior. Poate tu gândești că ești inferior față de cineva, dar vreau să știi că tu ești la fel ca toți ceilalți de pe pământ. Ai aceeași valoare. M-auzi? Ai aceeași valoare ca și Joe Biden. Iar că Joe Biden are o armată care îl păzește, care nu știu ce, și tu te gândești, bă, eu... Vreau să știi că tu ai o armată mai tare ca lui Joe Biden, mă nu știi. Nu credeți, dar e adevărat. Cuvântul lui Dumnezeu spune că fiecare om are în slujba lui îngeri. Fiecare om. Un înger e mai tare ca toată armata americană, îți spun eu sigur. Indiferent câte bombe au, nu pot să vatămă niciun înger. Dar îngerii, când Dumnezeu le-a poruncit, au putut să vatămă oamenii. Tu ești atât de important în ochii lui Dumnezeu, încât Dumnezeu spune, îți dau o gardă personală. Poți să te uiți diferit, nu trebuie să umbli noaptea așa să te gândești, bă, oare ies afară din casă în seara asta? Nu, tu poți să umbli cu demnitate. Poți să umbli fără să-ți fie frică de întuneric. Pentru că Dumnezeu a rânduit pentru tine o armată. Dumnezeu a rânduit pentru fiecare dintre noi gărzi de corp care umblă cu tine.
Îngerii lui Dumnezeu tăbărăsc în jurul celor ce se tem de El. Asta sunt de cele mai tari versete cu privire la protecție. Când îngerii lui Dumnezeu tăbărăsc în jurul tău, nimic nu te poate vătăma, nimic nu te poate afecta. Asta este un adevăr. Na, frați și surori, dragostea la modul practic, dragostea la modul practic este să-ți dăruiești viața slujindu-i pe alții. Asta e dragostea la modul practic. Ți-am spus că ca să slujești pe alții ai nevoie de smerenie. Cruce este cel mai mare act al smereniei din istorie. Gândiți-vă Dumnezeu să se pună El pe cruce în locul tău. Adică cea mai prețioasă ființă, numele cel mai înalt, nu este un nume mai înalt decât numele lui Iisus, nu există un nume de o royalitate mai mare decât numele lui Iisus. Spune că Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult. Știți ce înseamnă nespus de mult? E ceva ce noi habar n-avem ce înseamnă. Orice teolog încearcă să spună ce înseamnă nespus de mult, vorbește prostii. Pentru că nespus de mult înseamnă infinit decât tu poți să gândești. Atâta l-a înălțat Dumnezeu pe Iisus. Și cel ce este înălțat nespus de mult, acolo pun semna întrebării că nu știi ce înseamnă, a venit și a murit pe o cruce în locul tău. A nu în locul altcuiva, în locul tău. În locul meu. A plătit prețul păcatelor mele, tot ceea ce a fost, este și va fi mizerabil în viața mea. El a plătit. Ăsta este un act de smerenie ca Dumnezeu care trebuie să se smerească și doar să privească înspre pământ. Să vină și să îmbrace, să ia chip de rob. Să se lase bagiocorit, scuipat și să moară pe o cruce în locul meu. Dar ăsta e modelul nostru. Ăsta e modelul nostru. În lumea asta în care suntem învățați așa să fim cât mai cocoși, cât mai cucoane. În lumea asta noi trebuie să umblăm ca niște miei în mijlocul lupilor. Ai greu să fii miel în mijlocul lupilor. Și oile au dinți. So, unii prea dezvoltați. V-am spus că dragostea lui Dumnezeu este definită în ilustrații. Sunt multe ilustrații în Biblie ca vorbesc despre dragostea lui Dumnezeu. Una dintre ele este Luca 10. Vine un învățător al legii și îl întreabă pe Iisus despre dragoste. Și Iisus îi dă o pildă. Cu un om care merge pe drum și este tâlhărit. Și vin autoritățile spirituale și trec pe lângă el. Și vin închinătorii și trec pe lângă el. Și vine un samaritean care nu trece pe lângă el. Trei lucruri simple din pilda asta, care bine să le ține minte. Dragostea trece dincolo de naționalitate. Între samariteni și evrei erau conflicte serioase. Ai exact imaginea dintre Ucraina și Rusia de azi. Samaritenii și evrei. Erau cam același popor, dar nu se înțelegeau. Trece dincolo de religie, dragostea. Samaritanul nu s-a dus și s-a uitat, e samaritan cumva, ca să știu dacă te ajut, nu. Dragostea nu se uită la statutul social. Nu se uită. Nici la naționalitate, nici la statutul social, nici la religie. Și trebuie să mă adaug ceva. Dragostea nu se uită la orientarea sexuală, să știți. Nu se uită la orientarea sexuală. Toți oamenii au nevoie de această dragoste a lui Dumnezeu. Toți oamenii. Acum eu aș putea să
toți scot biciul aici și să vă zic, da. Dar dragostea asta lui Dumnezeu nu vine așa în noi. Știți? Dragostea lui Dumnezeu nu vine în timp ce noi ne... De ce n-ai dragoste? Dacă vrei să fii cercetat, citește 1 Corinteni 13. Dar vreau să citim azi 1 Corinteni 13 într-un mod diferit. Să știți că descrie dragostea pe care Dumnezeu are pentru mine. Până acum, când eu am citit 1 Corinteni 13, citeam, asta e dragostea ce eu trebuie să o am față de ailalți, din jurul meu. Dar vreau să știți că dragostea pe care tu ești chemat să o dăruiești nu este superioară dragostei pe care El ți-o dăruiește. Auziți? Dragostea pe care tu ești chemat să o dăruiești nu este superioară dragostei pe care Dumnezeu ți-o dăruiește. În orice moment ce scrie în 1 Corinteni 13, este dragostea Lui față de mine. Este dragostea Lui față de tine. Dragostea lui Dumnezeu față de tine, să știi, că suferă totul, nădăjduiește totul, crede totul. Știi că Dumnezeu stă astăzi și se uită la tine, indiferent care ți-e numele aici. Și dragostea Lui suferă pentru tine. Dragostea Lui nădăjduiește legat de tine. Dragostea Lui crede în tine. Dragostea Lui nu se poartă necuvincios în niciun moment. Dragostea Lui nu gândește rău în niciun moment. Noi avem impresia că uneori când noi facem chestii direct, Dumnezeu... Nu, dragostea Lui niciodată nu gândește așa. Dragostea Lui nu caută să se folosească de tine. Dragostea Lui nu e în măsura dragostei tale. El nu stă cu cântarul și zice, a, te-ai rugat azi, na bun. Nu te-ai rugat de o săptămână, nu stai liniștit. Dragostea Lui nu este așa. Dragostea Lui este accesibilă în orice moment, în orice clipă. Știți care este cea mai mare problemă a oamenilor și cea mai mare problemă a mea și cea mai mare problemă a ta este că noi, din pricina mândriei, respingem dragostea Lui. Ne este greu să acceptăm dragostea Lui. Noi ne gândim, dacă Dumnezeu mă iubește, trebuie să fac ceva. Nu. Dragostea Lui nu cere nimic de la tine. Dragostea Lui. El te iubește la fel de mult, în orice condiție spirituală ai fi azi. Mă auzi? Să știți că Dumnezeu nu iubește pe unii mai mulți aici și pe alții mai puțin. Nu. Dumnezeu nu mă iubește mai mult pe mine și mai puțin pe voi. Sau mai mult pe cineva care are multe și pe alea care nu au așa mulți iubește mai puțin. Nu. Nu, nu, niciodată Dumnezeu n-a gândit așa și n-a simțit așa. El simte aceeași dragoste intensă pentru fiecare dintre noi. Pentru toți, pentru toți, pentru toți care suntem aici. Diferența dintre noi, să știți, nu este dacă El ne iubește mai mult sau mai puțin, nu acolo este diferența. Diferența este la fiecare dintre noi dacă acceptăm, primim sau nu primim dragostea Lui. Aici este diferența. Diferența nu este la cât de mult mă iubește Domnul, ba, pe Otil iubește mai mult. Nu. Sorry, man. Nu. Dumnezeu îl iubește la fel de pe Otil cum iubește și pe mine și cum iubește pe toți ceilalți care sunt în căperea asta. Diferența o face cât de mult las eu ca acest izvor al dragostei lui Dumnezeu să mă vindece. Cât de mult las eu acest izvor al dragostei lui Dumnezeu să mă restaureze. Cât de mult las eu acest izvor al dragostei lui Dumnezeu să opereze în mine ca să mă schimbe. Ca să mă facă mai bun. Ca să-mi dea capacitatea de a avea agape în mine. Aici e diferența. Roman 5:5. Cu mulți ani în urmă eram într-o tabără creștină.
Și a venit cineva și ne-a vorbit despre această dragoste a lui Dumnezeu și Roman 5:5. În Biblie care le-am avut, am scris acolo cuvântul cascade. Cascade. Spune, însă nădejdea aceasta nu înșeală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Dar vreau să știți că versetul ăsta în limba greacă zice ceva diferit decât e tradus. Și asta pentru că în limba greacă există un timp în gramatică pe care limba română nu-l are. Un prezent continuu se numește verbul aorist. Când apare un verb aorist în Scripturi, acțiunea este una continuă. Imaginea din Roman 5:5 este imaginea unei cascade care curge tot timpul. Dragostea lui Dumnezeu se toarnă tot timpul. E o acțiune care non-stop, tot timpul. Tot timpul. Singurul lucru pe care eu trebuie să-l învăț este să nu mă împotrivesc acestei iubiri. Să nu las ca mintea mea, afectată de păcat, să respingă această dragoste. Dragilor, dragostea lui Dumnezeu este cel mai puternic medicament pentru sufletele noastre. Este cea mai mare nevoie a inimii tale. Ceea ce simți atunci când dragostea lui Dumnezeu te inundă e mai puternic ca orice drog din universul ăsta. Este mai tare ca orice substanță, mai tare ca orice altceva. Cineva care a experimentat acest lucru și lasă ca inima să fie inundată de această dragoste a lui Dumnezeu, nu mai are nevoie de nimic altceva. Când femeia la fântână a gustat apa vie, care e dragostea lui Dumnezeu, a fost vindecată de ceea ce n-a putut să o vindece nimeni. Nici cei 5 bărbați care i-a avut, nici celelalte lucruri din viața ei. De asta, viețile noastre pot să fie îmbunătățite în măsura în care noi acceptăm și primim dragostea lui Dumnezeu. Știți, în mintea noastră nesfințită, vă puteți imagina că motivul pentru care zic următoarele cuvinte e că avem nevoie de candidați la botez, dar nu e asta adevărul, să știi. Nu. Vreau să știți toți cei care nu ați făcut un legământ cu Dumnezeu, că timpul vostru pentru a vă întoarce la Dumnezeu este azi și acum. Amin. Nu este mâine. Majoritatea dintre voi vă gândiți, nu sunt pregătit, eu încă mai fac lucrurile astea. Dar vreau să vă spun un lucru. Nici eu n-am fost pregătit. Nici unul care s-a botezat vreodată n-a fost pregătit. Dacă este vreunul care a fost pregătit să se boteze, să ridice mâna sus. Un copil a ridicat mâna sus, e bun. Îl botezăm, rapid. Nimeni n-a fost pregătit. Sfințirea nu este ceva ce ține doar de noi. Eliberarea vine de la Dumnezeu. Toate lucrurile astea sunt un proces în care noi intrăm atunci când lăsăm dragostea lui Dumnezeu să ne inunde. Să știți că probabil între cele mai mari probleme pentru care tot aștept să se schimbe ceva, tot aștept să fii pregătit, e chiar lucrul ăsta, că nu lași dragostea lui Dumnezeu să te copleșească. Că nu cedezi acestei dragoste a lui Dumnezeu. Ăsta e motivul. Pentru că dragostea lui Dumnezeu, când începe să lucreze, să acționeze în ființa ta, ea te transformă. Nimic altceva nu te va transforma cum te transformă dragostea lui Dumnezeu. Ca și credincioși, ăsta trebuie să fie un exercițiu zilnic, să te duci, să te pui sub cascadă și să zici, Doamne, fă să curgă peste mine dragostea ta.
Știți un lucru ce îmi place mie la David? Ăsta e un lucru ce îmi place mie la David. David uneori o dată de gard, dar avea îndrăzneala asta să meargă înaintea lui Dumnezeu după ce o... Un episod în 1 Samuel 27, după ce face pe nebunul, după ce ucide o grămadă de oameni nevinovați, îl părăsește trupa lui de șoc. Toți vin împotriva lui pentru că niște amaleciți i-au jefuit. Le-au luat nevestele și copiii și oamenii, prietenii lui de până atunci se ridică împotriva lui. David ar fi putut să stea într-un loc și zică, e sfârșitul meu. Nu, David spune, s-a dus înainte lui Dumnezeu. Și a zis, Doamne, îmi vei da? Nu asta să se gândească, Doamne, numai ce am avut episodul cu... am făcut spume la gură în față la împăratul ăla ca să nu mor. Numai ce am avut episodul ăsta. Numai ce am ras câteva sate de pe față pământului și am ucis o grămadă de copii și oameni vinovați. Nu, David nu se uită la lucrul ăsta. David s-a încrezut în caracterul lui Dumnezeu. Și asta e ceea ce noi trebuie să învățăm, să ne credem în caracterul lui Dumnezeu, nu în falimentele noastre. Pentru că atunci când tu stai în falimentele tale și nu te lași transformat de caracterul lui Dumnezeu, peste ani și ani și ani și ani o să rămâi tot în faliment. Pentru că ești focalizat pe ce nu trebuie. Mă rog ca toți sfinții să învețe să fie focalizați pe puterea lui Dumnezeu de a schimba. Pe puterea lui Dumnezeu de a schimba. Pe caracterul lui Dumnezeu, pe inima lui, pe dragostea lui față de noi. Aleluia. Și atunci, când înțelegi, cheia e să primești doar dragostea lui Dumnezeu. Vei înțelege că atunci ești pregătit să faci un legământ cu Dumnezeul tău. Amin? Amin. Domnul să lumineze pe toți cei care sunt aici. Legat de lucrul ăsta. Pentru că astăzi, poate să fie ziua ta. În care Dumnezeu să scrie numele tău în cartea vieții. Am auzit, vineri seara, în timpul conferinței, a fost un tânăr aici, s-a rugat tinerii pentru el, a avut o experiență cu Dumnezeu, cred că a experimentat dragostea lui Dumnezeu și a zis, următorul lucru, vreau să mă botez. Asta e un lucru simplu. Nu cred că o stat în seara aia să se gândească cât de pregătit îți, cât de nepregătit. Nu. Îl lăsăm pe Dumnezeu să ne pregătească. Amin. După ce noi ne-am încredințat viața Lui. Amin. Pentru că dacă nu, tot în celăciune trăim. Dar vreau să stăm fiecare dintre noi înainte lui Dumnezeu. Ține minte, Roman 5:5, cascada lui Dumnezeu curge, cascada dragostei lui curge. Acolo sub cascada dragostei lui Dumnezeu tu o să găsești vindecare. Acolo sub cascada dragostei lui Dumnezeu tu o să găsești eliberare. Acolo sub cascada dragostei lui Dumnezeu tu o să găsești pace. Acolo sub cascada dragostei lui Dumnezeu o să găsești îndrăzneală, confidență. Acolo sub cascada dragostei lui Dumnezeu este puterea transformatoare a lui Dumnezeu. Eu vreau să vă chem pe toți să mergem în acel loc în care spunem lui Dumnezeu, Doamne, aici sunt. Vreau să mă las iubit de Tine azi. Vreau să mă las iubit de Tine azi. Vreau să mă focalizez pe dragostea Ta care acoperă o sumedenie de păcate. Vreau să mă focalizez pe dragostea Ta care iartă. M-auzi? Dragostea Lui iartă orice nelegiuire a noastră. Nu există un păcat prea mare pe care El să nu îl ierte.
Vreau să mă focalizez pe dragostea ta care mă iartă. De tot trecutul meu, care mă iartă, de toate falimentele mele, care mă iartă, de necredincioșia mea, care mă iartă, de mizerile mele. În dragoste nu mai există condamnare, în dragoste nu mai există frică, căci dragostea desăvârșită alungă frica. Sfarmă lanțurile fricii, în dragoste nu mai există frică. Vreau să mă adăp din dragostea ta, Doamne Dumnezeul meu. Vreau să vin în acel loc al dragostei tale. Poate ai căutat o grămadă de terapii false, poate ai stat într-o grămadă de lucruri, ai crezut că lucrurile alea îți adlină suferințele, că lucrurile alea îți umple golurile, poate ai umblat toată viața ta numai în eros. Vreau să știi, dragostea agape a lui Dumnezeu este singura care poate să te întregească, care poate să-ți umple golul, care poate să te elibereze, care te poate transforma. Și o chemare nu doar azi, aici, acum, să te pui sub această cascadă a dragostei lui Dumnezeu, ci o chemare zilnică de a lăsa această dragoste să te vindece, să te restaureze, să te umple. Haideți, fiecare dintre noi să fim liberi chiar acum. Să fim liberi să stăm în acest loc al cascadei dragostei lui Dumnezeu. Dacă simți că trebuie să îngenunchezi, dacă simți că trebuie să te ridici în picioare, ca să-i te închini lui, ca să te pui sub această cascadă dragostei lui Dumnezeu. Haideți să fim liberi să stăm în acel loc. Din dragostea lui Dumnezeu curge orice tu ai nevoie să primești. Ai nevoie să fii vindecat în emoțiile tale, în ființa ta lăuntrică, dragostea asta te poate vindeca. Ai nevoie să fii eliberat de frică, de teamă, de faliment. Dragostea asta lui Dumnezeu te poate vindeca. Ai nevoie să fii vindecat de rușine. Dragostea asta te poate vindeca. Ai nevoie să fii restaurat de respingere. Dragostea asta te poate restaura. Ai nevoie să îți regăsești echilibru în viață. Dragostea asta te poate echilibra. Ai nevoie să simți că ești iubit, ai nevoie să simți afecțiunea lui Dumnezeu pentru tine, pentru viața ta, ai nevoie să ți se șoptească din nou de către El, că ești primit, că ești iubit, că ești acceptat, dragostea asta o poate face. Vreau să știți că dragostea lui Dumnezeu vorbește. Indiferent care e nevoia ta azi, dragostea lui Dumnezeu poate să facă orice lucru. Ai nevoie de un salvator care să se ridice atunci când vei sta în ziua judecății, condamnat de toate păcatele tale, ai nevoie de unul care să se ridice și să spună, plătesc eu în locul lui? Dragostea asta poate să facă lucrul ăla. De aia nu mai sta în locul ăla în care să respingi dragostea. Poate tot ce ai învățat în casă e să respingi. Poate tot ce ai învățat în familie e stai deoparte, tu nu ești vrednic, tu nu ai dreptul, tu nu ai voie. Vreau să știi că dragostea lui Dumnezeu îți dă dreptul. Îți dă dreptul să fii iubit, să fii acceptat, să fii primit. Dragostea lui Dumnezeu l-a făcut pe Zacheu să coboare din sicomor. O, Doamne, fă ca dragostea ta în această dimineață să fie evident aici. Umple acest loc
de manifestarea dragostei tale. Fă să vină peste fiecare om, peste fiecare ființă. Toți suntem însetați după dragostea ta. Toți avem nevoie să primim din dragostea ta. Chiar acum ne deschidem ființele și îți cerem, toarnă dragoste în noi. Toarnă dragoste în noi. Dă-ne dragoste pentru dușmani, dă-ne dragoste pentru frați, dă-ne dragoste pentru lumea pierdută, dă-ne dragoste. Dă-ne dragoste pentru oamenii care umblă în întuneric. Dă-ne dragoste pentru cei ce celebrează Halloween. Dă-ne dragostea ta, Doamne. Deschide un izvor al dragostei peste orașul acesta. Prin bisericile tale, Doamne, deschide un izvor al dragostei ca lumea întreagă să cunoască că Tu ești Mântuitorul, că Tu ești Salvatorul. Deschide un izvor de dragoste în casele noastre, Doamne, ca cei nemântuiți să vină la Tine. Deschide un izvor de dragoste la locurile noastre de muncă, ca cei din jurul nostru să cunoască că Tu ești Salvatorul, că Tu ești nevoia lor cea foarte mare. Deschide un izvor de dragoste în școală, în facultăți. Deschide un izvor de dragoste în lucrările în care suntem implicați. Deschide un izvor de dragoste în grupurile mici, la tineret, la adolescenți, la copii, între familii. Deschide un izvor de dragoste, Abba. Dragostea lui Dumnezeu o simt, vine să vindece aici azi. Pe cei rămași orfani de părinți, vine să vindece Dumnezeu golul dinăuntru tău. Dragostea lui Dumnezeu vine să vindece pe cel părăsit, pe cel lăsat, pe cel abandonat. Dragostea lui Dumnezeu vine să vindece relații în familie. Dragostea lui Dumnezeu vine să vindece relații între părinți și copii. Dragostea lui Dumnezeu vine să ne restaureze de greșelile trecutului nostru. Primește azi dragostea lui. Primește-o în inima ta. Spune-i Domnului, îți dau acces, Doamne. Îți dau acces în sufletul meu. Știi că Dumnezeu este un gentleman. Dumnezeu este unul care respectă liberul arbitru. Respectă deciziile noastre. Dă-i voia, spune, Doamne, vreau să primesc dragostea ta. Vreau să primesc dragostea ta. E cineva aici care vrea să primească azi dragostea lui Dumnezeu în inima lui, care e un pământ sec și fără apă, care simte că e ca un izvor secat lăuntru lui. În locul în care vreau să te ridici, vreau să mă rog pentru tine specific azi. Vreau să cerem lui Dumnezeu specific ca pământul acela, seceta aceea, să se transforme în izvoare de dragoste. Este cineva care simte că e ca o fântână secată în locul ăsta, în locul în care ești. Vreau să te ridici, vreau să mă rog pentru tine, vreau să ne rugăm pentru tine, ca și biserică, ca și popor al lui Dumnezeu.
Mai e altcineva? Azi poți să primești în inima ta dragoste de la El. Dragoste de la El. Pentru mai mulți care sunteți în picioare acum, văd lucrul ăsta. Îl văd pe Dumnezeu cum stă în dreptul tău și spune, nu mai este nicio condamnare. Nu mai este nici o condamnare. Nu mai este nicio condamnare. Pentru unii, motivul pentru care este în acest loc al secăciunii e condamnarea. Și Dumnezeu spune, nu mai este nici o condamnare. Nu mai este nici o condamnare. Ăsta e steagul pe care Dumnezeu îl flutură peste noi azi. Nu mai este nici o condamnare pentru cei ce sunt în Iisus Hristos. Nu mai este nici o condamnare. Nici o condamnare. Nu mai este nici o condamnare. Pentru alții, cuvântul ăsta nu mai este niciun standard pe care trebuie să-l atingi ca să fii iubit. Nu mai este niciun standard pe care trebuie să-l atingi ca să fii iubit. Nu trebuie să performezi ca să fii iubit. Ești iubit pentru ceea ce ești. Haideți să ne rugăm unii pentru alții. Dacă vrei să mergi în jurul cuiva, să te rogi. Să ceri lui Dumnezeu ca dragostea Lui să vină peste persoana respectivă. Asta vreau să ne rugăm. Dragostea Lui să vină, să copleșească inima fiecăruia. Să rostim viață, cuvintele vieții. Să rostim voia Lui, planurile Lui. Haideți, biserică. Dragostea se vede în slujirea noastră. De aceea, du-te lângă cineva, roagă-te înainte lui Dumnezeu. Haideți să facem lucrul ăsta chiar acum. Chiar acum.
Dragostea ta mare m-a ridicat din groapa ce-a fost, ea m-a salvat. Dragostea ta mare m-a mântuit, dragostea ta mare m-a izbăvit. Dragostea ta mare m-a ridicat din groapa ce-am fost, ea m-a salvat. Dragostea ta mare m-a mântuit, dragostea ta mare m-a izbăvit. Dragostea ta mare m-a ridicat din groapa ce-am fost, ea m-a salvat. Dragostea ta mare m-a mântuit, dragostea ta mare m-a izbăvit. Dragostea ta mare m-a ridicat din groapa ce-am fost, ea m-a salvat. Din groapa ce-am fost, ea m-a salvat. Din groapa ce-am fost, ea m-a salvat. Frica nu mai e stăpân, azi sunt copilul tău. Frica nu mai e stăpân, azi sunt copilul tău. Frica nu mai e stăpân, azi sunt copilul tău. Frica nu mai e stăpân, azi sunt copilul tău. Oh, 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 oh. Spici să pot să trec prin ape și orice frică ai înecat. Tu m-ai salvat și astăzi încă sunt copil de Dumnezeu. Marea de spici să pot să trec prin ape și orice frică ai înecat. Tu m-ai salvat și astăzi încă sunt copil de Dumnezeu. Copil de Dumnezeu. Dragostea ta mare m-a mântuit, dragostea ta mare m-a izbăvit. Dragostea ta mare m-a ridicat din groapa ce-am fost, ea m-a salvat. Dragostea ta mare m-a mântuit, dragostea ta mare m-a izbăvit.
dragostea ta mare m-a ridicat. Din groapa ce-am fost, ea m-a salvat. Din groapa ce-am fost, ea m-a salvat. Din groapa ce-am fost, ea m-a salvat. În cultura evreiască, una dintre cele mai înalte forme de a exprima dragostea, de a arăta apreciere, de a spune că cineva este prețuit, era să-l inviți pe omul respectiv la cină împreună cu tine, să ia masa împreună cu tine. Când cineva te invita să faci lucrul ăsta, își exprima mulțumirea și aprecierea, dragostea față de tine. Gândiți-vă ce har extraordinar avem noi să stăm la masă cu Dumnezeu. Să luăm masa cu Dumnezeu. Știți, putem să schimbăm puțin așa înțelegerea noastră legată de cina Domnului? Pentru că cina Domnului chiar se referă la privilegiul pe care tu l-ai să stai în fața lui Dumnezeu, fără să fii judecat. Și să ai părtășie, să ai relații cu El. El să își spună, să își arate prețuirea pe care Dumnezeu are față de tine. Vreau să știți că Dumnezeu ne prețuiește. La cina lui Dumnezeu, nimeni nu are un statut special. La cina lui Dumnezeu, toți suntem egali. La cina lui Dumnezeu, toți suntem la fel de iubiți, la fel de primiți, la fel de prețuiți. Și asta este un lucru extraordinar. Să ai un moment, să ai un moment în care să știi că tu stai în fața lui Dumnezeu. Dragilor, vreau să știți că noi de multe ori luăm așa cină, papac, elemente și nici măcar nu conștientizăm, să conștientizăm că stăm față în față cu Dumnezeu. El zice că este prezent acolo. Prezent acolo. Prezent. Știți ce înseamnă prezent? Prezent acolo. Dumnezeu Universului îi prezent în fața ta. Stă înaintea ta. Nu e doar ceva sec bisericesc. E ceva duhovnicesc real. Duhul Sfânt va schimba cumva paradigma asta, înțelegerii noastre legate de ce înseamnă să stăm la cină cu El. Vom înțelege că e cel mai înalt nivel al părtășiei, al intimității, a relației unui om cu Dumnezeu. Când El te invită să stai la masa Lui. Unul dintre lucrurile glorioase în veșnicie, știți, ceva ce El ne-a promis, a spus, vei sta la masă cu mine. Asta e unul dintre cele mai mari privilegii de care ai parte. Nu ne-a zis alte lucruri. O să vă îmbrac în aur pe toți, o să fie bubuială. Nu, a zis, vei sta la masă cu mine, față în față cu mine. Mă veți vedea cum nu m-ați văzut niciodată, veți experimenta, veți trăi ceea ce nimeni n-a experimentat și n-a trăit în istoria voastră, ca oameni. Vă voi invita la cina mea, în prezența mea, înaintea mea. Asta e un lucru care îl facem acum prin credință. Dar să știți că nu e mai puțin real decât ziua când vei sta, te vei înfățișa înaintea lui Dumnezeu și se va uita în ochii tăi și va spune, bine, rău, bun și credincios. Nu e mai puțin. Este un lucru extraordinar să poți să stai cu Dumnezeul tău. Și ăsta e un moment azi în care noi stăm cu Dumnezeul nostru. Stai cu Dumnezeul tău. De asta vreau să vă invit, ok, să veniți din spate, ok, venim pe culoarul ăsta cumva și apoi mergem pe ăsta la alt, facem cumva ca să fie bine, ok? Haideți să începem din spate, haideți să luăm elementele
cine și fiecare dintre noi să mergem la locul nostru și să avem un moment în care îl lăudăm pe El, în care mulțumim Lui, în care îl înălțăm pe El, în care îi spunem: Doamne, vreau să-ți mulțumesc că mai ales să stau la masă cu Tine azi. Mai ales să stau la masă cu Tine azi. Vreau să-ți mulțumesc pentru privilegiul pe care l-am. Sunt printre puținii privilegiați din acest univers care pot să stau la masă cu Tine azi. La masă cu Tine. M-ai salvat la vechea cruce, dragostea ta mi-ai arătat, sufletul-mi strigă aleluia, slavă Celui înălțat. M-ai salvat la vechea cruce, dragostea ta mi-ai arătat, sufletul-mi strigă aleluia, slavă Celui înălțat. Datoria mea a plătit-o El, sângele ce-a curs este a Lui Iisus. De blestem păcat nu mai sunt legat, Fiul a plătit, sunt eliberat. Suflet.
slavă celui înălțat, slavă celui înălțat. Ce dragoste de Dumnezeu să moară un rege în locul meu. Ce dragoste uimit privesc, bucurie te slăvesc. Ce dragoste, dragoste de Dumnezeu, ce moară un rege în locul meu. Ce dragoste uimit privesc, cu bucurie te slăvesc. Ce dragoste, dragoste de Dumnezeu, să moară un rege în locul meu. Ce dragoste uimit privesc, cu bucurie te slăvesc, cu tot ce preamăresc, cu tot ce am, te preamăresc, cu tot ce am, te preamăresc. Acum, dar nu mai este nicio sândere pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Într-adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Căci lucru cu neputință legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere, Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimițând din pricina păcatului pe însuși Fiul Său, într-o fire asemănătoare cu a păcatului, pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Doamne, mulțumim pentru Fiul Tău. Astăzi putem sta înaintea Ta doar din pricina ceea ce Fiul Tău a făcut. De aceea pe El îl glorificăm prin laude, prin adorare, prin mulțumiri. Pe El îl binecuvântăm, pe El vrem să-L facem faimos, pentru El, pentru slava Lui vrem să trăim. Vrem să luăm această pâine și să o binecuvântăm în numele Celui ce a murit pentru noi. Această pâine care simbolizează trupul Tău care a fost frânt, te rugăm să o binecuvintezi. Și în timp ce mâncăm din această pâine, prezența Ta să se manifeste în noi, să lași în noi viață, să lași în noi binecuvântare, să lași în noi prezența Ta, Doamne Dumnezeul meu. Să ne umpli de pace, să ne umpli de bucurie și să ne umpli de agape, de dragoste. În numele Lui Iisus, frați și sorori, să mâncăm toți împreună. Doamne, înălțăm paharul izbăvirilor chiar acum, înainte Ta. Tu ne-ai adus izbăvire prin jertfa Fiului Tău.
Sângele care a curs este jertfa de ispășire pentru plata tuturor păcatelor noastre. Tu ne-ai curățit de toate nelegiuirile. Ne-ai sfințit. Ne-ai adus la viață prin sângele Mielului. De aceea te onorăm, Doamne Iisuse, pentru ceea ce Tu ai făcut pentru noi. Și cerem să binecuvintezi rodul viței. Și în timp ce bem, și în timp ce ne aducem aminte de patimile Tale pentru noi, îți cerem ca prin rănile Tale să ne tămăduiești, să ne vindeci, să ne restaurezi, să ne dai viață, să ne dai putere, să ne umpli de prezența Ta divină. Haideți să bem toți din El. Și haideți să încheiem dimineața asta cântând un cântec de laudă la adresa lui Dumnezeu. Un cântec de laudă să răsune de aici ca și mulțumire la ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi. Haideți să lăudăm pe Domnul împreună. Vreau să te laud mai mult ca până acum, oh, vreau să ridic mâini mai sus ca până acum, oh, vreau să strig mai tare ca până acum, oh, vreau să strig mai tare ca până acum,
cadă fără lanțuri, legături. Fără lanțuri, legături. Fără lucruri, fără condamnare, fără frică. Iisus este Cel care ne-a eliberat de ele. Domnul să ne ajute să umblăm în această libertate. Dacă vreți să luați loc, o secundă, nu o secundă, câteva secunde. Sau nu, cineva mi-a zis să vă zic că paharele astea le aruncăm. Să nu credeți că le spălăm. Bun? Ok, super. Mâine seară de la ora 18 o să avem aici un timp de rugăciune și de închinare. Și vreau să știți, este o expresie a dragostei să vii să te rogi înaintea lui Dumnezeu, ca orașul Timișoara să nu fie afectat de sărbătoarea asta de Halloween, care este o sărbătoare păgână, care invocă demoni. Vreau să știți că mâine, mă rog, ca Duhul lui Dumnezeu, mamă, și când suna, să sună rău, dar e un adevăr, să te cerceteze dacă faci nimic pe la ora 6, în loc să fii în casa lui Dumnezeu împreună cu sfinții, să te rogi. Ca Dumnezeu să ne păzească copiii, tinerii, familiile, viețile. Frați și surori, să știți că în felul ăsta ne arătăm dragostea față de lumea asta. Rugându-ne, mijlocind înaintea tronului lui Dumnezeu. De-aia mâine nu sta nepăsare, pentru că e o zi care e marcată să fie o zi a întunericului. E cea mai întunecată zi din an. Nici măcar să nu-ți treacă prin cap să fii părtaș la toate mizerile care se întâmplă în această zi, ci tu să fii găsit în post și rugăciune înaintea lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să schimbe aceste lucruri. Mâine de la ora 6 ne întâlnim aici să ne închinăm și să ne rugăm și să cerem Domnului ca Dumnezeu să elibereze acest teritoriu de sub puterile întunericului. Lumina luminează în întuneric și întunericul nu o poate birui. Cel ce e în noi este mai tare decât Duhul acestui viac. De aceea să venim împreună să ne rugăm și să mijlocim la tronul de har al lui Dumnezeu. Amin? Sau sunt curios dacă aminul ăsta înseamnă așa să fie mâine. Bun? Sau în dimineața asta nu o să fie slujire profetică. Ok? Le dăm răgaz celor care ne-au slujit ieri, alalteri, în conferință. Domnul să vă dea o săptămână plină de har, de binecuvântare, în care dragostea agape țâșnește prin voi peste tot. Amin? Duminica viitoare, nu uitați, dimineață nu ne întâlnim, dar ne întâlnim seara. Îmbrăcați după modul papagal. Ok? So... trebuie să mă uit și eu cum le zice la culorile alea, că m-am... Whatever, vedeți, îmbrăcați în ce aveți. Bine, o să vă primim oricum. Iubim la voi, dar dacă aveți ceva, nu știu de care, galben, cam, nu știu cum o zis. So... Cocu. Whatever. Habar n-am. Orange și alte chestii. Atât. Fiți binecuvântați de Domnul. Când aud numele tău, mă gândesc la bunătate, mă gândesc la îndurare. Când aud numele tău,
niciodată nevoi. Chiar de-ar trece tot pământul, nu mă tem, căci Tu